Persoanele cu vârsta peste 40 de ani beneficiază anual de 3 consultații la medicul de familie și un set de analize gratuit, chiar dacă sunt neasigurate. Noile prevederi legale au intrat în vigoare anul acesta, în luna august, și fac parte dintr-un set de 4 măsuri de prevenție sanitară. Persoanele interesate de evaluarea medicală trebuie să facă o programare la medicul de familie. Analizele medicale prevăzute de lege și recomandate în cadrul prevenției pentru această categorie de vârstă pot fi efectuate de laboratoarele aflate în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate și în condiții în care acestea au epuizat fondul lunar alocat prin contract. Domnule director, astăzi am vrea să discutăm un pic despre prevenția în sistemul sanitar și să ne spuneți dacă există noutăți în acest domeniu. Da, subiectul ne interesează foarte tare. Chiar promovăm un program de popularizare al prevenției, în deosebire al noutăților apărute prin nou contract cadru din 2021. Prevenția este foarte importantă și constituie un instrument de management al calității în sănătate. Ea este benefică cu siguranță pentru sănătatea omului, în primul rând. Și în al doilea rând aduce o diminuare a costurilor totale, fiindcă este mult mai bine să prevenim decât după aceea să tratăm anumite boli cu alte costuri. Prevenția a existat în sistemul de asigurări de sănătate. A fost definită atât la nivelul cabinetelor de medicină de familie cu prioritate, dar și la nivelul celorlalte categorii de furnizori. Prevenția este definită sau este delimitată în 4 ramuri diferite. Prevenția primară, prevenția secundară, prevenția terțiară și prevenția cuaternară. Despre prevenția cuaternară nu o să intrăm în amănunte, fiindcă ea se referă la supramedicație și este apanajul profesioniștilor în sănătate. Prevenția primară, tradusă în termeni simpli, este atunci când iei toate măsurile pentru un om sănătos și asimptomatic. Prevenția secundară reprezintă măsurile pe care le iei pentru un om care este deja bolnav, dar totuși asimptomatic, iar prevenția terțiară este acea prevenție și toate măsurile care se iau pentru un pacient sau pentru un asigurat sau pentru un pacient mai degrabă, că se referă și la neasigurați, care este deja bolnav, deja simptomatic și atunci încerci să previi complicațiile pe care le-ar putea da boala respectivă. Noutatea adusă de contractul cadru apare pentru pacientul adult cu vârsta mai mare de 40 de ani și asimptomatic. Deci, dacă vreți, s-ar încadra în, cum am pus definițiile anterioare, în tipul 1 de prevenție și tipul 2 de prevenție. Poate să nu aibă nicio boală sau poate să aibă o boală, nu este conștient care e acea boală. Ce presupune această prevenție pentru adultul asimptomatic cu vârsta mai mare de 40 de ani? Acesta are dreptul, pot să-i spun chiar și obligația din punct de vedere medical, să se prezinte o dată pe an la nivelul cabinetului de medicină de familie. Ce se întâmplă acolo? Îi se pot acorda până la maxim 3 consultații gratuite, în cadrul căreia, în prima, îi se face o consultație, o anamneză, un examen obiectiv al întregului organism și se dă un bilet de trimitere către furnizorii de investigații paraclinice, către furnizorii de analize medicale. Pasul 2, a doua consultație, este în momentul în care pacientul revine cu rezultatul investigațiilor paraclinice. Și sigur că pasul 3 este acela în care identifici eventualele probleme sau poate că nu sunt probleme și poți să iei împreună cu pacientul și să dai pacientului un regim de viață, un regim igienodietetic, poate chiar și un regim de terapie în cazul în care necesită. Sigur că aceste 3 consultații maxim se referă la medicul de familie. Dacă urmarea analizelor efectuate se constată că există o problemă majoră la nivelul unui aparat
din organism, atunci medicul de familie poate să-l îndrume către medicul de specialitate, care îi dă o baterie mai complexă de analize, investigații de orice fel, poate și spitalizare, dacă este nevoie, dar atunci intrăm în altă sferă. Strict la medicină de familie este vorba de maxim 3 consultații gratuite și de acest bilet de trimitere către investigații paraclinice. Ca să vă spun exact despre ce analize vorbim, este vorba de o hemoleucogramă completă, un VSH, o glicemie, un colesterol seric total, un LDL colesterol, creatinină serică, PSA-ul la bărbați, TSH-ul și FT4 la femei. Să traduc în termeni simpli, este vorba de o analiză a sângelui pentru toată lumea, VSH-ul care arată dacă există o inflamație la nivelul organismului, glicemia cu siguranță se relevă dacă ai un început de diabet, ai diabet sau ești în limite normale sau poate ai o hipoglicemie, colesterolul îți arată nivelul grăsimilor, dacă vreți, și al alimentației, dacă te alimentezi sănătos sau nu. Creatinina, sigur că merge pe aparatul renal, dacă e funcțional sau nu. PSA-ul la bărbați este vorba de prostată și ea se verifică după 40 de ani cu siguranță. Iar TSH-ul și FT4 sunt hormonii tiroidieni, care sunt specific cu precădere, dar nu numai, femeilor. Ce este important de știut și ce aș dori foarte mult să punctez? Toate aceste consultații, sau prima consultație, dacă vreți, la nivelul medicului de familie, ținând cont că nu vorbim de urgență, că nu vorbim de o boală, ci vorbim de prevenție, ea trebuie să fie programată. Deci, asigurații și nu numai asigurații, chiar uite să punctăm și acest aspect, trebuie să adreseze medicului de familie pentru a se programa. Deci de aceste analize beneficiază toate persoanele cu vârsta peste 40 de ani, indiferent dacă sunt asigurate sau neasigurate. Exact, asta trebuia și vroiam să punctez. Și neasiguratul care este pe lista medicului de familie. Știți că lista medicului de familie se compune din asigurați și neasigurați. Dar probabil, nu probabil și sigur, sunt și neasigurați care nu sunt pe lista niciunui medic de familie. Pentru neasiguratul care este pe lista medicului de familie, are acest drept și se programează și tot beneficiază de cele 3 consultații și plus investigațiile de laborator pe care le-am amintit anterior, pentru cel neasigurat care nu se află pe lista niciunui medic de familie, se poate adresa oricui medic de familie cel mai apropiat în principiu de locația lui. El se adresează și asiguratului și neasiguratului. Bun, el odată programat îți faci consultația și ești trimis către laboratorul de analiză. Vreau să fac precizarea că dacă există clar un buget care se dă fiecărui laborator, în funcție de resursa umană, în funcție de echipamentul specific, se face un punctaj și noi alocăm un buget. Când vorbim de aceste analize date pentru prevenție, Casa de Sănătate, odată ce se epuizează bugetul uzual al laboratorului, suplimentează cu suma, cu orice sumă ne va aduce laboratorul respectiv. Adică un exemplu concret, dacă un laborator are un buget de 30.000 de lei, odată ce se epuizează cei 30.000 de lei și mai are responsabilitate de încă 50 de persoane pentru aceste analize, pentru prevenție, și toate astea însumează o sumă, să zicem, de 15-20.000 de lei, laboratorul respectiv ne va face o solicitare că a depășit bugetul din cauza analizelor pentru prevenție. Noi vom face solicitare la Casa Națională și vom plăti furnizorul, respectiv laborator. Deci aceste analize nu numai că sunt gratuite, ci comportă și o suplimentare a bugetului din partea Casei Naționale. Ele se pot face pe loc, nu presupun o programare neapărată și nu presupun o listă de așteptare, cum ar fi pentru alte tipuri de analize. Asta voiam să vă întreb. Știți foarte bine că și dumneavoastră și noi am trecut prin această etapă. Dacă nu mergi în prima parte a lunii la un laborator de analize, te programează cine știe când sau spun că au terminat fondurile și să vii altă dată. Nu este cazul în această categorie despre care ne vorbiți dumneavoastră. Deci, indiferent în perioada lunii, în ce perioada lunii alegem să mergem la analize, laboratorul este obligat sau poate să ne facă aceste analize și casa decontează. Asta... Cu siguranță. Și tocmai ca să... În acest context în care spuneți dumneavoastră, am transmis tuturor furnizorilor aceste informații. Cu toate detaliile, cu cum se procedează și care sunt pașii de făcut. Am informat furnizorii de paraclinice tocmai pentru a nu programa sau nu, a nu pune pe o listă de așteptare pacienții. Am informat toți medicii de familie ca să știe cum să procedeze.
Iar ca să putem să facem o informare și către asigurat, vă mulțumesc dumneavoastră că sunteți astăzi alături de noi și puteți să ne sprijiniți în sensul acesta. Am făcut adrese către toate primăriile, către toate cele 55 de primării din județ, prin care i-am rugat să ne popularizeze și să ne ajute cu materialele noastre și să pună la avizierul dânșilor această hârtie de înaintare, care, după cum o vedeți, prevenția salvează vieți și în care am detaliat, am condensat, de fapt, toată treaba și acesta l-a vizier tot materialul pe care trebuie să-l știe oamenii. Am trimis către 22 de instituții pe care noi le-am considerat ca fiind cele care vin în contact cel mai des cu pacienții, acest material tocmai pentru a ne sprijini și a ne ajuta și dânsii și sperăm ca în cel mai scurt timp să înceapă să funcționeze această prevenție cum trebuie și să chiar să ne ajute. Ea a început mai timid, ca orice element nou introdus. Există niște bilete de trimitere speciale pentru această prevenție, care se dau către medicii de familie. Numărul acestor cotoare de bilete de trimitere pe care le-am dat până acum nu este unul foarte mare. De aceea am considerat util ca să diseminăm această informație care, repet, considerăm că ne va ajuta, ajută în primul rând oamenii pentru sănătatea lor și ne ajută pe noi ca sistem. Această prevedere legală este valabilă doar în perioada pandemiei? Nu, nu are nicio legătură cu pandemia. Este o prevedere din contractul cadru, este valabilă pe toată perioada de derulare a relațiilor contractuale și este, din ce mi s-a comunicat și din ce am discutat, este doar o primă măsură și va fi urmată și de alte elemente de prevenție și pe alte segmente sensibile de sănătate. Conform noilor prevederi legale, dăm exemplu unei persoane neasigurate. Se programează la medicul de familie, așa cum ați spus dumneavoastră, face acel set de analize, cum ați spus, și se întoarce cu o afecțiune, îi se descoperă o afecțiune. Bănuiesc că va fi îndreptat către un medic specialist. Și la medicul specialist va beneficia gratuit de consultanță și tratament în continuare, chiar dacă este neasigurat? Nu. Va beneficia la medicul specialist și la unitățile sanitare celelalte, mă refer la unitățile sanitare cu paturi, respectiv la spitale, va beneficia de gratuitate în contextul unei urgențe. Dacă este urgență, deci dacă ce s-a constatat arată că, să spunem că sistemul lui renal este la limită, atunci putem vorbi de urgență, dar atunci vorbim de gratuitate. Da. Dacă vorbim doar de faptul că s-a constatat că există niște pietre la rinic sau o afecțiune care poate să ajungă urgență la un moment dat, dar în momentul respectiv ea nu este urgență, fiindcă tocmai de aia sunt asimptomatici, atunci consultațiile ulterioare nu sunt gratuite.